Salutare tuturor, sunt Alexandra și o prezint recomandările culturale pentru astăzi. La Teatrul Bulandra, în sala Toma Caragiu, se joacă de la ora 19 piesa Măscăriciul. Opera dramatică a lui Cehov este poate una dintre cele mai importante fundamente ale teatrului contemporan. Cu toate acestea, este o misiune foarte delicată și grea, aceea de a aborda și prelucra textele cehoviene. Horațiu Mălele însă a pătruns în desișul semnificațiilor metaforice ale lui Cehov și a sondat cu măestrie psihologia încălcită a personajelor acestuia. A rezultat un spectacol profund uman și cu adevărat comic. Încrederea, pasiunea, haida, dragostea, haida, femeile, haida! E vremea să mergeți acasă, dacă vă în culise prezintă de la ora 20 piesa Cum se duce totul dracu, un show plin de umor recomandat tuturor celor care au simțit sau încă simt fiorii dragostei. Bazat pe un text contemporan scris de Mihai Ignat, spectacolul a fost creat integral de cei doi protagoniști, Ioana Chelmuș și Florin Frățilă. Aceștia se declară fascinați de subiectul dragostei ca un câmp de luptă și promit un spectacol cu adevărat amuzant. La ora 20 la Hanul Gabroveni puteți urmări piesa Schneider și Schuster. Piesa prezintă într-un cadru dramatic povestea a doi actori evrei ce se hotărăsc să înființeze la Lonz, în Polonia, un teatru care își dorește să atingă prin intermediul spectacolelor toate problemele de natură socială, umană și artistică a timpului lor, neștiind că acest plan îi va conduce către lagărele de concentrare. Cei doi își trăiesc o bună parte din viață închiși, iar după se trezesc aruncați în sălbăticia lumii capitaliste de astăzi. Acestea au fost recomandările culturale, rămâneți cu Yolo pentru alte informații dedicate timpului liber. Sunt Alexandra și vă doresc distracție plăcută!